Secretarul general al OSCE, Thomas Greminger, va vizita Republica Moldova între 17 și 19 septembrie. Acesta va avea discuții cu oficialii de grand înalt din Moldova și conducerea politică de la Tiraspol, pe seama procesului de reglementare transnistreană. Pe parcursul vizitei sale în Moldova, Thomas Greminger se va axa pe avansarea procesului de reglementare transnistreană conform principiilor agreate de toate cele 57 de state participante la Consiliul Ministerial al OSCE de la Milano în decembrie 2018. De asemenea, oficialul va discuta despre rolul pe care îl poate avea OSCE în asigurarea transparenței procesului de retragere și distrugere a munițiilor și armamentului rusesc și în coordonarea asistenței financiare și tehnice oferite pentru facilitarea retragerii și distrugerii acestora. Totodată, secretarul general al OSCE va discuta potențialele domenii de implicare a OSCE în susținerea agendei de reforme a Republicii Moldova.